sufer ca un câine. Am crestat cu bicicleta, mi-a rupit la mine. Ce se întâmplase? Eram un pic la birou și, mă rog, am avut nevoie de ceva să iau de acasă. Da? Ceva ca să-mi facă șederea la birou mai plăcută după o anumită oră. E marți și am zis să închid mai repede, mai brusc. Și eu chiar pe bicicletă. Bicicletă proaspăt cumpărată. Din cauza că pula mea toată lumea are biciclete. Și toată lumea este foarte eco. Și toată lumea gen nu poluează, face și sport, se simte mult mai bine. Totul e super ok pentru așa. Mână și bicicletă ca să pot să pun mâna pe acest vis. Pe acest vis eco. Pe acest vis al simțitului mai bine și a ajuta planetei, a fute în gură șoferi și a te lega de copaci. Și mi-a rupt pizda. Mi-a rupt pizda automat. Am întâlnit un grup de turiști în față, imediat cum am ieșit de la birou, da? Un grup de turiști în față, nu vedeam nimic de rucsaci, erau ca un fel de mușuroi de rucsaci umblători pe trotuar. Și am zis, bă, până am voi turiști, mi-am luat gen biciclete de tricuri, zic, fii atent aici, șmecherie. Trag dreapta, ies direct pe contrasens, da? Veneam mașini în față, depășesc grupul de turiști, îmi dau un petec așa un pic. Mașinile se apropiau vertiginos, supărate foc. Și zic, hai să găsesc încă o intrare pe trotuar. Dar de unde? Măiștii ăștia au pus numai bețe din alea de metal. Ca să nu care cumva să nu știu ce pula mea. Să nu știu de ce pula mea au pus bețișoare din alea de metal. Ca scobitorile unu nu opresc mașini. Nu fac nimic decât gen îți rupiți. Dar nu știu ce pula mea faci. Să-ți legi copilul de ele. Să legi pe bunic. Ce pula mea faci cu atâtea bețișoare? Anyway, nu se poate intra în stradă cu bicicleta înapoi pe trotuar. Am căutat o intrare și am căutat. Până când a început bordura. Și o bordură prietenă înaltă. Eu paralel cu bordura mașini venind în față. N-am mai mers pe bicicletă, cred că de 3 ani de zile, în condiții din astea extreme. Gen am 3 ani, cred că, de când n-am mai făcut căcatul ăsta. Dau să sar în pula mea pe bordură și evident fiind paralel cu ea, s-a încârligat durata, s-a m-a făcut căcat, efectiv. Am căzut pe spate, întins jumate trotuar, jumate stradă, mașină oprite, eu mor pe spate. Întâmplător, în ziua, în marți, în această marți frumoasă, rotundă, așa, care s-a închis frumos, nu mai aveam niciun tricou curat și zic să iau tricoul lui tovarășul Filo, unul cu o mare pistă crăcănată, gen care stă cu mauaza și cu piersicuța frumos, către tine, privitor. Și ăștia țară catolici, l-am mândut toți biserici, eu știu ce ne va fac. A fost mega dubios să circul toată ziua cu tricou cu pistă crăcănată. Dar să stau pe spate, mort, bicicleta făcută, căzută pe jos, jumate stradă, jumate pe trotuar, eu pe spate, pizda crăcănată pe tricou. Mulți privitori au zis pas la căcatul ăsta, mă rog, nu știu, unul, ceva marocan, nici nu știu, era întunecat un pic la culoare, dar omul shiny, cred că ai tii ceva. Ok, ești ok, eu cu pizda pe tricou, zic, da, sunt prieteni, ești nebun, da, normal, e bicicletă de tricuri. Zic, ești nebun, numai că nu știu să fac tricuri cu ea și mi-a rupt eu cu mâinile, gen, tremurânde. Anyway, am zis că poate dacă îi dau unul trece și nu mi-a trecut și mă doare și... Stai că s-a întrerupt efectiv că-s mort, oh, nici nu mai pot să mă mai mișc, e mai o ard zombie așa. Am venit de la birou zombie, mergeam pe stradă, noroc că am apucat să ajung acasă să schimb tricou. Am luat și o cămașă că m-am văzut rănit. Am zis, frate, trebuie să dau jos tricou ăsta cu pizdă că gen e belită, vin ăștia peste mine. E haos, sunt și rănit acum, n-am cum să mă lupt cu ei. Și am pus repede ceva mai business pe mine, o cămașă. Și mov i-am dat simbolul puterii, zic, fii atent că mă duc acum. Dar pula mea, nici nu mai pot să mai mișc mâna, o ard zombie cu ei. Am plecat pe muzică, eu ziceam că îi dau pe beat, dar mergeam așa cu Ghiozdanul. Speriam pe toată lumea din jur. Acum am ajuns acasă, mă gândesc să deschid o sticlă cu apă, dar încerc să-mi fac curaj așa de vreo 5-10 minute. În principiu nu pot să mai mișc. Poate mâine să încerc ceva mișcare la modul ridicare din canapea sau... Să încep așa ușor. Nu o să fie ușor să reintru în societate și în viața asta eco și mișto. Ah, bă, gămeș, mamă.